vedeți? Dezastru! Între timp vedeam copiii la balcon, care țipau de frică. Și am intrat în curte și am scos o doamnă care era însărcinată, am urcat-o în ambulanță și cam atât. Mie a fost panică? A fost panică. Panică și chiar o sperietură destul de puternică. Flăcări înalte până la cer au semănat fior de groază printre micuți, dar mai ales printre cadrele medicale care erau de gardă. Medicii și asistenții s-au grăbit să evacueze pe copii înainte să se producă o nenorocire. Au fost flăcări mari? Au fost 4 metri, 3-4 metri. Și-a sărit acoperișul, țiglele. A luat foc acoperișul? Ce s-a întâmplat? Acoperișul, uite, uitați-vă cum a luat foc aici. Am zis să dăm o mână de ajutor, dar... Nu știu dacă s-a prăbușit. S-a prăbușit, uitați acolo, uite un pompier sus acolo, văd că stinge. Incendiul s-a extins cu repeziciune. Acoperișul a fost mistuit în doar câteva minute și s-a prăbușit. Saloanele de la etajul 2 au fost și ele compromise. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. O parte dintre micuți au fost duși la o casă de copii, iar ceilalți cazați la un hotel. Copiii au fost evacuați, duși în zona din spate unde au locurile de cazare în continuare, deci totul e sub control. Acoperișul a fost stins în momentul de față, personalul a fost evacuat, toată lumea este în afara pericolului. Pompierii s-au chinuit mai bine de 2 ore să stingă incendiul cu 8 autospeciale. Militarii au stabilit apoi și cauza prăpădului, instalațiile electrice neizolate corespunzător. Exista pericolul de a rămâne persoane, copii să rămână blocați în această încăpere. Pagubele se ridică la câteva zeci de mii de euro. Centrul medical de diabet din Buziaș este unic în România și singurul din Europa de Est. Copiii și tinerii spitalizați aici sunt tratați gratuit.